deci biserica. La intrare o statuie foarte interesantă, aceste gratii de serioase era. Cripte ne mai trebuie. Suntem la Palatul Mogoșoaia, construit în anul 1702 de Constantin Brâncoveanu. Stilul este inconfundabil, stilul brâncovenesc. Frumos palat. Dăm o tură la palatul. Mamă, totală vorbirea aici, văd? Ia, ce? Ia, totală vorbirea. Dar nici nu mă uitam la cățel. Mă, ce poartă aici. La intrare. Palatul ăsta întotdeauna mi s-a părut puțin creepy, așa. Aproape că te sperie. Ușa aici prin spate. Acolo în depărtare pare a fi bucătăria. Așa pare. Wow. Stai că e imens. Este imens. Stai de aici din dreapta un alt corp de fapt. Un adevărat palat. Iată cât de înalt erau camerele de la etaj. E incredibil. Ia să vedem. Ce avem aici? Am zis eu că e creepy. Cripte ne mai trebuie. Colosus a fost și pictat la un moment dat. Cu 1714, la moartea domnitorului, toată averea lui Brâncoveanu a fost confiscată de otomani, iar acest palat a fost transformat în han, ulterior fiind răscumpărat de Ștefan Cantacuzino. Această statuie e foarte interesantă. Se numește Maternitate. Iată ce gratii serioase erau la ferestre. Nu știu dacă Brâncoveanu chiar se temea pentru viața lui la momentul construcției palatului. Evident, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, biserica cu hranul Sfântul Gheorghe, iată, este
În afara zidurilor palatului, în afara zidurilor cetății, să-i spunem. Construcția a început la 1681, a durat până în 1688. Dar e destul de veche. Și iată ce bine s-a păstrat. Iar aici, după cum se poate vedea, este fosta bucătărie a Palatului Mogoșoaia. E incredibil de mare, se gătea la greu. Dar și frumos. În același stil cu palatul. Să urcăm și aici deasupra porții de intrare sau un turn. Se poate vedea orice mișcare în jur. De aici de sus se poate admira în splendoarea lui palatul, propriu zis. Sau cum să-i zicem, vila de lux la momentul respectiv. Și aici avem o bisericuță. Și bucătăria, văzută de sus. Aici o zonă ideală de făcut poze. Biserica. Foarte frumoasă și biserica. Haideți până la biserica. Să o admirăm îndeaproape.